Primul centru regional de asistență a copiilor victime ale infracțiunilor a fost inaugurat în municipiul Bălți. Instituția va oferi servicii copiilor din 11 raioane din nordul Republicii Moldova. La eveniment a fost prezentă prim-ministra Natalia Gavrilița, miniștrii Marcel Spatar, Alan Merenco și Sergiu Litvinenco. Este foarte important că aici vedem un centru unde instituțiile statului vin la copil. Deci nu este necesar ca copilul să fie traumatizat din nou și să meargă în diverse instanțe, să dea mărturii sau să fie evaluat. În cadrul evenimentului a fost semnat un acord de cooperare dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat și Centrul de Medicină Legală. Mulțumesc! Documentul va asigura prestarea serviciilor integrate a specialiștilor din domeniul juridic, medical și social, după modelul Barnahus, bazat pe legislația ONU-UE și a Consiliului Europei. Traducerea din islandeză, casă pentru copii, și acest model, care de altfel este unul promovat mult și în Statele Unite, sub titlul Child Advocacy Centers, presupune anume această colaborare intersectorială și oferirea serviciilor sub același acoperiș. În cadrul instituției vor activa psihologi, juriști, lucrători medicali, asistenți sociali, polițiști, medici, legiști, dar și alți specialiști. Scopul serviciului este să prevină retraumatizarea minorilor. Este vorba de o investiție inițială de în jur de 3 milioane de lei investiția, plus 2 milioane de lei costuri operaționale pe an, ceea ce înseamnă că în primul an de activitate un astfel de centru ar costa în jur de 5 milioane de lei, după care în fiecare an câte 2 milioane de lei pentru cheltuielile operaționale. Guvernul va întreprinde toate măsurile pentru că astfel de centre să existe în centrul țării, în Chișinău și la sud, în Cahul. Noi am contribuit undeva în jur de 50.000 de euro. După cum spuneam, banii au fost îndreptați spre a oferi suport pentru dotarea, echiparea centrului, de rând cu alți donatori, pentru că la crearea acestui centru au contribuit mai multe organizații. Spațiul a fost oferit gratuit de către autoritățile locale din Bălți. Anual de serviciile centrului vor beneficia peste 100 de copii. Мы тогда с нашей командой посчитали, что да, это будет большой плюс для всего северного региона и тем детям, которые попали в такую беду, это будет большая помощь, и я этому сегодня очень рад, что наш вклад есть в этом деле, в хорошем деле. Desigur, prima dată a fost de la 1.800.000 s-a început, s-a terminat cu 3 milioane de lei. 3 milioane s-au obținut de reșumul de la tot. Am spus una, să facem așa ca să fie într-adevăr plăcută pentru cei beneficiari care vor veni în viitor. Centrul regional va oferi asistență în procesul de colectare a probelor în cauzele penale privind infracțiunile cu caracter sexual, traficul de copii sau în cazurile de violență în familie. Este o problemă actuală și în continuare, deoarece, spre exemplu, doar pe parcursul anului curent, circa 60% din infracțiunile comise asupra minorilor reprezintă cazuri de violență sexuală. Exact, 11 cazuri deja sunt înregistrate și noi deja, prin intermediul acestui centru, le procesăm, fiindcă avem nevoie de o expertiză psihoemoțională și un lucru de excludere a revictimizării. Pe parcursul anului 2021, în Republica Moldova s-au înregistrat 374 de cazuri în care copiii au devenit victime a infracțiunilor cu caracter sexual.